În România nu vor fi taxe și impozite suplimentare și nici nu vor crește cele actuale. Asigurarea vine de la Eugen Teodorovici, noul ministru al finanțelor publice. În ceea ce privește o eventuală cotă progresivă de impozitare, acesta a precizat că măsura trebuie analizată, dar dacă se constată că nu aduce beneficii contribuabililor, nu se va aplica. După toate sperieturile pe care ni le-a adus sistemul de impozitare românesc, apare acum noul ministru de finanțe, care ne spune să stăm cu minți în băncile noastre că totul e bine și la vară cald. Pentru cine mai crede, vă prezentăm declarația domnului Eugen Teodorovici. Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creștere a unei taxe, impozit și așa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea nu se vor pune în România taxe și impozite suplimentare. Pe de altă parte, falnicul ministru avertizează că în acest an se va analiza acest nou concept de reducere a numărului de taxe. Dacă nu are o logică, nu se aplică. Nu se aplică dacă nu este un lucru mai bun pentru români, adică pentru noi. Interesant este că domnul Teodorovici a precizat ziariștilor că nu are nicio problemă să-l copteze în echipă pe fostul ministru de finanțe Ionuț Mișa. Îl știți, omul cu lacrimi la televizor și cu declarația 600.